Pentru dacii adevărați, care nu văd utilitatea măștii și sunt convinși că pandemia e o simplă abureală politică, ei fiind cu toții absolvenți de medicină la Harvard, Oxford sau Cambridge, avem o știre, cum să zicem, miștocuță. În Marea Britanie, provincia aia tradițională românească, Premierul Ludovic Orban, care acolo își zice Boris Johnson ca să i se piardă urma, a anunțat că în curând Regatul Unit va intra în a doua carantină, chiar dacă nu există coronavirus, ca de altfel nicăieri pe această planetă și că va scoate mai multă poliție și armată pe străzi pentru ca oamenii să respecte restricțiile, iar cei care nu le vor respecta vor fi amendați cu până la 10.000 de lire sterline. Ce zici nea ciolacule și tu bre ponto, 10.000 de lire sterline ori însemna mai mult decât amenziile date în dictatura sanitară a lui Iohannis?